Ziua Națională a Palatelor și Cluburilor Copiilor este sărbătorită în fiecare an pe 10 octombrie. Evenimentul era marcat în fiecare localitate prin spectacole și momente artistice susținute de cursanți, însă anul acesta, criza generată de pandemia de coronavirus a anulat toate activitățile de acest gen. Copiii însă nu s-au dat bătuți. Au decis să facă totuși remarcată această zi prin mutarea evenimentului în spațiul virtual. Astfel, alături de cadrele didactice, au filmat activitățile culturale și le vor publica în online de ziua instituției dragilor. Avem o sărbătoare pe 10 a 10 să spunem așa. Sărbătorim ziua națională a palatelor și cluburilor copiilor și am hotărât, neputând face spectacole, fiecare cerc să înregistreze cât un moment cu elevii, un moment din clasă sau un moment înregistrat afară, dacă este un grup de câțiva copii, și să le postăm pe rețelele de socializare și în presa locală, pentru a, a marca acest moment, deci ziua națională a palatelor și cluburilor copiilor, pe 10 octombrie. La Palatul Copiilor din Târgu Jiu își desfășoară cursurile peste 2000 de copii înregistrați în acest an. Pandemia nu i-a oprit pe părinți să-și înscrie copiii la activitățile extrașcolare. Conducerea instituției a luat toate măsurile necesare atât pentru siguranța elevilor cât și a cadrelor didactice. Din păcate însă, pe holuri nu se mai aude zarva și bucuria celor mici, fiind nevoiți să respecte normele de protecție în vigoare. Spre bucuria noastră, pandemia aceasta nu i-a oprit pe părinți să-și aducă copiii. Noi aici avem niște reguli stricte pe care le respectăm, la fel ca în toate unitățile școlare. Inspectoratul Școlar ne-a alocat fondurile suficiente pentru a achiziționa materiale de curățenie, materiale sanitare. Avem tot ce trebuie. Avem și un program optimizat pentru a realiza aceste cursuri de la Palatul Copilor în măsuri de maximă siguranță. Deci le transmit părinților să aibă încredere că aici la Palatul Copilor se face treaba ca la carte, nu facem rabat de la calitate, toți copiii sunt în siguranță și chiar dacă avem înscriși un număr mare de copii, noi știm să îi rotim, am făcut un program optimizat pentru ca fiecare să vină după o oră prestabilită să fie în siguranță. Cursurile se desfășoară diferit în acest an școlar. Dacă în trecut cadrele didactice făceau tot posibilul ca elevii să se simtă ca acasă, lăsându-le libertatea de exprimare, de această dată profesorii sunt nevoiți să ridice bariere care îngrădesc într-o oarecare măsură activitățile extracurriculare. Și concursurile au fost anulate încă din luna mai printr-un ordin de ministru. Directorul adjunct al instituției, Ionus Popescu, speră ca în acest an școlar concursurile să fie organizate, cursanții fiind pregătiți deja pentru participare toate concursurile naționale care au fost în calendarul activităților extrașcolare naționale s-au anulat. Nu au mai produs efecte. Așadar, anul acesta așteptăm noi precizări pentru că avem, noi avem concursurile pregătite, ore facem cu elevii și îi avem pregătiți, deci am putea să, să, le ținem cu respectarea măsurilor specifice. La Palatul Copiilor din Turgu Jiu încă mai pot fi înscriși copii cu vârsta mai mare de 3 ani.